36 pentru ședința ordinară de astăzi. Din cei 14 consilieri care alcătuiesc Consiliul Local Băiuț, absentează în nemotivat domnul Ciobotaru Codruț. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Dăm cuvântul domnului președinte de ordine de zi. Avem 7 proiecte de hotărâri, dintre care 2 pe ordine de zi și 5 sunt în ordine. 2 sunt pe ordine de zi, 5 sunt documente. Da. De acord cu ordinea de zi? Așa cum ați luat la cunoștință ordinea de zi, propun să începem ordinea de zi cu proiectul de hotărâre numărul 50, privind validarea mandatului de consilier local al domnului Buliga Ion, iar domnul să reluăm de la proiectul numărul 48, ca și dându-i urma validării, se poate să ia parte la dezbaterile ședinței Consiliului Local. Dacă sunteți de acord. Împotrivă, se abține? Mulțumesc! Deci, proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilier local al domnului Buliga Ion. Să ne mai dau citire la tot ce înseamnă demisii și tot ajuns aici. Înainte de a lua de hotărâre, doresc în numele meu personal și a colegilor Consiliul Local să mulțumim domnului Oprea Costel, care ne-a fost coleg, pentru activitatea care a adus-o și dea Dumnezeu sănătate în continuare. Și bun venit, domnul Buliga. După ce e valită. E valită? Da. Baza documentelor care stau la baza întocmirii hotărârii, propun adoptarea unei hotărâri care se cuprinde următoarele. Articolul 1. Se validează mandatul consilier al domnului Buliga Ion, supleant pe lista Partidului Social-Democrat la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Buliga va face parte din Comisia Specialitate pentru Programe de Dezvoltare, Comisia Socială, Bugete, Finanțe. Articolul 3. Prezenta hotărârii va intra în vigoare la data aducerii la cunoștință publică în condiții legii, va fi comunicat cu domnul Buliga Ion, organizații Partidului Social-Democrat și instituții prefecturului. Cine este pentru validarea mandatului de consilier al domnului Buliga Ion? Împotrivă, abține, mulțumesc. În tare condiții, domnul Buliga, vă rugăm să deveniți cu domnul. Rugăm să vă ridicați în cer. Semnat, Buliga Ion, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Căuță, în conformitate cu prevederea articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările integrale, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respecte Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele și locuitorul Comunei Căuță, așa să îmi ajute Dumnezeu. Validarea domnului consilier Buliga, domnul consilier, începând de la următorul proiect de hotărâre, veți intra în atribuții și veți putea vota sau abține sau să nu votați proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 48, privind adoptarea unui hotărâre care se prindă cotizația anuală a Comunii Căuță pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar de Salutare, partea 4, de 6.000 de lei. Dacă sunt discuții cu baza acestui proiect de hotărâre, dacă nu,
Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Doar abține. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre 49. Privind aprobarea cotizației anuale la patronul Asociației de Dezvoltare și Mobilizare Antic Bacău pentru anul 2022, în faptul de 1000 de lei. Discuții? Se bagă acest proiect? Nu? Supune la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Proiect de hotărâre 51 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Asociația de Vânători Diana, gestionar fondul cinegetic Bălcați, Consiliul în calea Comunei Căiuț. Dacă ați citit proiectul de hotărâre, sunt discuții în baza acestui proiect, vă rog să vă spun. Dacă cine este pentru? Împotriva, abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre 50 privind tot așa aprobarea încheierii unui acord de colaborare cu ajutorul PSE Bacău cu totul în fond cinegetic. Dacă sunt discuții, dacă nu, spunem la urmă. Cine este pentru? Împotrivă, să atinge cineva? Vă abțineți? Împotrivă. Proiectul de hotărâre 53 privind aprobarea recuperării bugetului de veni și cheltuielile Comunei Căiuț. Discuții pe baza proiectului de hotărâre, dacă aveți, vă rog să se scrie la cuvânt. Nu vrea nimeni? Domnul... Cine este? Da. Deci dacă nu sunt discuții și nu scrie la cuvânt, se pun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Împotriva, da? Abținerea. Așa mă lăsa abținerea, da. Mulțumesc. Turnul în proiect de ordinea de zi, până la diverse. Aprobarea reactualizării contract de lucrări 6.936/2018 privind modernizarea drumului de interes local în urma creșterii drumului Bocăieni și Căsani. Da, deci reactualizarea este undeva de 600 de grade. Dar intervenim la softul care ne permis să o reactualizăm, care ce lucru costă. Iar banii a fost căs de la diverse, nu? Eu n-am picat o la studiu în proiect. Dacă sunt discuții, dacă nu, să punem la vot cine este pentru. Mulțumim. Punctul diverse. Am primit una pentru și una abținere. Și la punctul diverse, dacă sunt scrieri. Cine? Domnul Măsul, primul. Cine mai dorește la tățile? Domnul Matei. Altcineva? Sunt probleme. Da, domnul consilier, de asta că o mereu. Vreți să mă scrivați mult? Domnul de simulație. Altcineva? Domnul Chiar. Cu zilele astăzi. Vă mulțumesc. O să mă scriu și eu la urmă, că vreau să mai vreau la domnul vicepreședinte. Ok. Când nu te-ai luat. Când nu te-ai luat. Domnul Mărcuț, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. După cum știți, domnul primar, v-am mai adus la cunoștință și v-am mai adus, vă plictisesc până să se rezolvă problemele. Trăim doliață, ce mai știți de doctor, la doar. Promisiune. Despre apa la Prarea și peste apă la Hercul Vrâncen, ce mai știu de proiect? Anghel Salini. Deci, pe drumul cel bun. În derulare. Așteptăm răspunsul. E singurul proiect pe care avem certitudine din 90% că va intra pe Anghel Salini. Păi dacă noi intrăm, murim de sete. E berea.
Știm. Vis-a-vis din cazul în comun? Nu am venit în dosarul cu documentația depus la fondul nimic. Da. Pentru vizite de la mine, la fondul de la agenție din departe. Vis-a-vis de apa la școală, la școala de tu nu s-a rezolvat cu apa nici așa. A fost... Ieri, la altă, ieri, s-a lucrat. S-a lucrat? N-am, nu renunță. Nu renunță, n-am dat de apă nici la de la alte sacrificii. Cu firma tu sunt la Iuric. Curier. La București, la două zi. Da, ce? Alte probleme pe, pe sate, pe toate satele comune. A început să parcheze pe, pe stradă, în toate satele din comună, fel și fel, din mașini mici, din mașini mari, tiruri, camioane. Vă rog frumos, domnul vice, domnul primar, faceți-vă datoria cumva acum. Hai că staționat o oră, două, pe timp de zi, dar și pe timp de noapte și cu săptămâni chiar. Nu e posibil așa ceva. O să aveți greutate, o să aveți necazuri. Și... nu e bine. Da, tot așa, vă mai țin la curent. V-am zis de canalul de la Hefti, o crescut vegetația pe el, mare un pic și devine pădure. Avem oameni, avem tot ce ne trebuie, trebuie curățat. Vis-a-vis de asfaltul peste apă și podul de peste apă. Asfaltul, nu știu dacă mai e în garanție, o crăpa pe mijloc. Dacă îl prinde iarna, e pus moale pe el, o să filtreze apa, o să înghețe, o să dezghețe și o să fie o problemă. Podul, la fel, dacă nu intră în șantier, nu știu cum să mă explic, dacă nu intră în reparație, măcar tot așa să încălpim, că deja sunt vreo 6 găuri și ăsta-s problemă. La pod, dacă îmi dai voi să fac o paranteză, că am cerut-o din ce s-a mai întâmplat la piața Nunț, cu podul ăla, din ce s-a mai întâmplat în țară, am cerut-o la expertul care a făcut expertiza. Acolo, în felul de punct de vedere, vis-a-vis de portarea, de disponarea care e în spate, în portare. Am primit adresa oficială pentru 30 de tone. Noi venisem, noi, eu, în special, doamna de la urmărism, avea niște învăță foarte mari, că ea avea închide podul și lese la 3 ani. Doamna, dar în bază la ce? Haideți să cerem punctul de podere, vedem, la un expert, să ne dea hârtie. Nu nu se expert de podul. Dacă era în bază, eram la altă parte, poate mă așteptam. Și ne-a dat, ne-a trimis hârtie oficială, avem pentru 30 de tone. Da, dar asta nu ne împiedică să încărcăm. Da, nu, bună, dar nu, emoțiile vis-a-vis de, Doamne ferește, un accident sau ceva. Da, nu cred că a fost acolo, dar dacă nu gârbim, am și am viață de viață. Se filtrează apa în viață de viață. Asta am zis ca să știți ce am spus săptămâna asta pentru că la pot să... Doamne, mai vă rog, nu faceți conversare. Da, 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 da. Deci până o fi să facă o căruță la Neamț, mă ca să-l gârbim, să avem deja un lucru. Și mai am o rugăminte vis-a-vis de colegii de consilier. Este o fântână pe loturi care a secat. Acolo sunt două familii din bătrâni și n-au dare din bătrâni. Aș vrea să adun eu bani sau unul dintre noi, 1500 lei, pe ăsta rânitul la fântâna aia, ca să ne asigurăm la oamenii. Este singura posibilitate de a avea o cam de apă. Și aș fi, aș vrea să vă spun, 100 de lei de fiecare consilier, unde când îmi pot. Dacă mi-i dați mie, mă ocup eu de situația, am vorbit cu băieții cu fântâni, dacă nu omul din dumneavoastră, nu-i problemă. Numai să spuneți da sau nu, ca să trecem la treabă. Domnul Mărcu, să stăm, da? Da. Mulțumim, domnul Matei. Nu, dar vreau și un răspuns. La urmă, domnul Mărcu, să vă dea răspuns. Prima problemă pe care vreau să ridic era vis-a-vis de apă. Deci prima problemă pe care vreau să ridic era vis-a-vis de apă și de gaz, problemă pe care nu mă văzut. Vis-a-vis de apă, ce au spus în toată lumea este pusântă, majoritatea sunt alimentați din izvoare și majoritatea au secat. Deci, la ora actuală nu sunt sigur 100% că e aprobată de
din Ianghel Salin, trebuie să nu dezbate. Dar la Gazi, îi sunt transfer la Gazi? Nici la Gazi. Deci nu a... Surezieva cred că se va aproba, în sensul ăsta. Am înțeles, da? Și a doua problemă, vreau să vă întreb dacă mai știți ceva de fibra optică Digi, dar ți-am adus pentru satul Praga. Toate sunt sate din comunal și la Praga era varianta, n-au ținut avizul la locul de țe, să spargă asfaltul, dacă mai știți ceva, dacă mai e în actualitate sau dacă nu luăm în primul, dacă mai e. Nu este în actualitate, poți să... Nu, dar o să lăsăm, dar nu domnul Pian. Eu nu inițial nu am să au apărut două chestiuni. E problema pe care l-am auzit acum, cu apa, cu fântâna de la Dunceni și cu forul de peste Ploru, spre Hârtie. Domnii mei, în 2017 am făcut un proiect și vorbeam, dacă vă amintiți, despre necesitatea curățirii, verificării fântânilor care le avem, iată că este secetă, poate pentru locuitorii comunei noastre ar fi fost salvator, dacă nu este apă pe copen, pe brida, s-a apelat la unul din fântâni care aveau apă, care sunt de adâncime și s-au departe. N-am făcut treaba aia. Spuneam eu atunci să le acoperim, periodic, să le facem analiză, să spunem dacă e potabilă sau nu, așa mai departe. Deci sunt lucruri pe care le propunem, nu le urmărim ca să fie deprimite și la un moment dat când vin situații de criză, atunci ne trezim. Cea de-a doua problemă. Se ridică acum problema și domnul primar spune că s-a solicitat o expertiză pentru stabilirea tonajului care poate fi suportată de podul care necesită reparat. Acest pod nu este reparat. Iar de câțiva ani de zile am venit, n-a fost ani să mă vin, două, trei ori, și să fac propunerea de a se limita tonajul. N-am făcut ei drept, n-am făcut propunerea cu limitarea prin expertizare. Se putea face. Și limitarea vitezei. Și nu în ultimă instanță, propuneam eu de fiecare dată niște pancarte la intrare și la ieșire, că podul e cu probleme, avertisment pentru cei care trec, cu tonaj mare și în viteză. Eu mă întreb acum, când vine acel expert, și mă mai întreb, dar dacă mâine sau ieri s-ar fi... A venit expert. Păi, dar bine, domnul primar, mă întreb, a venit și a stabilit, nu? Tonajul și viteza, probabil. Limitarea tonajului și a vitezei. E necesar, vă spun eu, că nu vorbesc de necunoștință de cauză. Și limitarea vitezei. A tonajului și a... Dar eu mă întreb așa, dacă când a venit el, să zicem că a venit ieri sau alaltă el, dacă înainte cu data venirii lui și a stabilirii și nu s-a luat măsurile respective, prin pancardele respective care trebuiau puse acolo de avertizare, s-ar fi întâmplat ca la Piatra Neamț. Iată de ce, prima dată, inițial, n-am pus să mă scriu la cuvânt, pentru că absolut toate cele care le-am ridicat au rămas ridicate, suspendate undeva în etern. Nu are rost. Domnilor, mă repet, dacă hotărâm ceva în Consiliul Local, haideți să le ținem de urmărit, de îndeplinit hotărârile pe care le luăm aici. Vă mirați dumneavoastră că de ce mă abțin și sunt împotriva unor lucruri? Pe cu Adisu, de fiecare dată am spus Adisu să fie în matca lui Chirească, să nu ia cu noi la grămadă, să individualizeze cu fiecare, de ce să plătească altul pentru mine? Eu dau unul pentru oameni. Altul tot ca mine. De ce să plătească? Și iată că la cupodul, cred că se va intra pe făgașul normal și firesc, adică cu reparatul, dacă, Doamne ferește, nu-i de dorit să se întâmple, dar dacă se întâmplă, atunci o să ne suplecăm mâinile de toți și ne apucăm de treabă.
Vă mulțumesc mult. Altcineva mai dorește? Nu am și două, trei probleme. Vă dăm cuvântul domnului Cumar. Domnul Vici, știți, v-am zis, faceți ceva cu terenul ăsta de sport. Nu mai bine. Și părculețe. Da. Am văzut că ești ca copiii, n-au porți, n-au nimic. Domnul Duran, bă, dar să nu știu unde sus. Abia aia este efectul să nu vine și e, bă, nu vine ăștia, îi vin niște și coace cu mâna. Dacă vrei să te ocupi teren, vin mă niște și coace. Dar să mă spui mie, să mă spui mie, terenul din sport n-a fost făcut. Pentru că pe el se desfășoară competiții sportive, jocuri, fotbal. Păi dacă dumneavoastră acum vine și îmi spuneți că aia să fie clar. Da. Păcat. Păcat această investiție. Nu mai are porți, nu mai are tribuni, nu mai are nimic. Și e într-un punct degradat, arată urât. Da. Și părculețul, la fel, mai trebuie reparat. Dar se dă așa la rapa. Dar e greu. Sau... Nu-i nimic aici. Eu vă spun treaba, dar toate sunt super mică. Da. În atât am avut în azi. Și vă spun că par până în făcut pe teren, până nu puteți poți să-l faci. Poți să ne sunt curte aici, așa sunt din la competiție, eu îți vedem că n-am. Când ai competiție, îți vedem. Dar ce nu pot sutra toată lumea pe acest teren? În mod organizat, civilizat, nu ca să distrug. Păi, și n-au putea un pur de un responsabil cu TV, adică hai să zic de zici și să dăm în TV pe poate. Dacă e există. Păi, e un roman. Responsabil. Da, bine. Foarte bine, mă ne reprezentat. Păi, dumneavoastră, dumneavoastră, vedeți că aveți abilitatea să propuneți un consilier să răspundeți de ceva ce nu ați vrut să administrați? Păi nu. Noi deliberăm, de aia suntem să administrați, să administrați. Noi deliberăm, atât nu o administrăm, dar dați exact cum e polițist local să ocupi. Dar nu avem, domnule, nici polițist local, nu avem nimic, suntem praf. În primăvară vorbeam să curățăm fântânile, am curățat ceva, facem acoperiș și n-am făcut nimic. Aveți dreptate și n-ați și domnul Orcu și domnul Orfian, dar nu vrem. Vorbim, aplaudăm, aprobăm, rămâneam cu. Deci, dar asta e adevărat. Că ridicam și o problemă, scuzați, cu poliția locală. Nu trebuie să ne înțelegeți greșit, nu are nimeni nimic cu ei. Stea să dea-ți la pensie, dar măcar, măcar, dramul ăla de treabă care poate să-l facă, să-l facă. Nu știu, nu mai vorbim că sunt magazine care plătesc impozite, au salariația, bă. Comerțul ăsta ambulant care vine, nu-l vede nimic cu boară în era la 6 dimineața. La 7 dimineața. Deci, și urât, în primul rând este nelegal, pe lege. Și am să scoate legea, că este nelegal. Chiar polițistul ăla local, care se plimbă cu mașinile, cu banii, nu vede. Poftim? S-a abrogat legea. Nu i-am abrogat. Dacă nu i-am autorizat, am făcut eu, la pariu. Nu știu la voi care acum amenzi, dar comerțul este ilegal care nu i-am autorizat. Deci tot care plimbă mașinile trebuie să fie autorizat. Mă rog, asta nu are importanță și la Mărcești. Ce că ați băgat în vedere și trebuie să facă mașini de piață? Chiar am fost de câteva ori, mai ales acolo în sat, unde face dreapta, s-o mai curăța cu burdul sau băiatul ăla cu cafe, pământ, pământ. Și dacă băgați un pic în vedere, să vă împăcat de că nu mă-i bun de da, iar aveam și o problemă aici care aici, știți că am ridicat o vorbitează. Hai să faceți, vedeți, o sursă de finanțare, să, măcar să refaceți câte o fântână în sat. Mai ales în situația asta, că nu se știe, și august, septembrie. Mare lucru să nu rămânem și noi fără apă, sincer. Dar în serioasă. Atât. Nu știu ce e. Nu, domnul primar, dați răspunsul. Asta și că dacă mai vreți cineva, mai continuăm, dacă nu chiar. Domnul Bărcoț, cred că în mare parte am răspuns atunci. Da, da. Văd că se repetă problemele apă, pot, drum, fântâni. La nivelul comunei Căiniți, nu avem o fântână pe domeniul public. Una măcar. Deci în domeniul public al comunei Căiniți nu există nici măcar o fântână în toată comună. Nu e registrată fântână. M-am chinuit de 3 săptămâni, o lună de zile la Mărcești să identific teren, să pot săpa o fântână, că avem prins, dacă mă uitați pe lista de investiții, aveți că au fost rectificarea de buget,
să facem o fântână pe domeniul care să o putem face prin Doria. E ok, super, ce, ok ce a zis domnul Mărcuț. Să punem fiecare câte milion și putem face o fântână. Da, că nu sunt domeniul public. Să nu mă duc în care să... Cum? Să nu primăria și dumneavoastră și eu aici, nu-i zice, nu știu care, dacă vrei să faci ceva, ai pus, ai făcut. Dacă nu-i atâm, nu poți să faci bani în el. Dacă nu-l ai în domeniul public, nu poți să pui bani acolo. Că oricât am fi de prieteni, la un moment dat cineva își întoarce spatele și îți dă pe la spate, îți bagă cuțitul și te înjunghiat. Că te lași descoperit. Dacă duci bani din bugetul local într-un lucru în care nu este atât, ești descoperit. Avem destele puncte nevrăci, nu spunem că suntem perfecți. Dar ce facem? Să le trecem în domeniul public. Dar din procedură, dacă ați văzut la ședința asta, am urmă la celălalt ședința anterioară, aproape la fiecare ședință, am avut un proiect de hotărâre cu introducerea domeniului public a diferitelor ulici. Că sunt nici asta nu era un proces. Fac măsură, dar să asta este. Divitul ăla, de face de mers. Da, încă o dată, revin. Am avut o plajă destul de mare pe buget la început anul. Dacă vă uitați pe listă, am prins și fântâna. La... Am prins ideea să facem o fântână la Mărceș cu bazin, cu cieri făcuți. Dacă lucrurile ar fi atât de simple, nu știu, care dintre dumneavoastră n-ar vrea să le facă. Dar care în ce constă greutatea? Nu sunt în domeniul public, domnule. Trebuie în domeniul public. Da, dar nu așa. Așa, așa. Păi domeniul are o ordine. Trebuie să le iei, să le pui în lucrurile. Aduce-l în lucrurile. Aduce-l în lucrurile. Haideți să facem dialog. Nu da. Păi da, nu da. Dar dumneavoastră trebuie să zic. Eu pot suport până la urmă oameni situația în lucrurile. Că-i prins. Că am făcut, că am făcut de mers. Dar nu este niciuna prins. Rezultat. A, că a prins în buget. Da. Deci, eu am venit cu propunerea de buget. Eu mă repet, a fost o armată de oameni poliții la treabă, domnule, da. De la... Mă revenim la... Oamenii vă spun eu. Că mă unesc toată ochii, nu dumneavoastră, executivul cu care trebuie să faci. Și chestia aia cu devenit cu domnul, că eu am un devenit de sport. Cum adică, dar cât e executivul de ordine de dumneavoastră? Ajungem și la terenul de sport, domnule, chemă, dacă nu vedeați voi. Terminați să-mi spuneți, ca să pot să încep și eu. Eu m-am dat săturat. Nu mă ascultați. Credeți că eu nu? Credeți că eu nu de-al dumneavoastră? Da, ce să facem? Ne suportăm. Niciodată n-am vorbit noi argumentare. Niciodată n-am vorbit. Ba, ce dialog aș vrea să ne trezim în treabă. Domnule, mai față să discut, domnul primar, nu ideea lor ca să ne avem întreabă. Vă sper că nu sunt probleme care pot fi rezolvate. Iar eu nu văd greutatea fără să vă supărați. A chema o firmă de cadastrare să măsoare 4 metri, 4 metri, 10 locuri cu fântânii care sunt și le puteți trece drept din domeniul public. Le puteți să nu iei cu ordine, cu politica, dar nu iei este... Știți prea bine, fântânile sunt făcute din proprietate. Când te duci și iei terenul, spune Ioan ce ai învățat la tine. Și pe oriunde, când te duci și iei terenul, vine omul și spune, băi, dar ce faci, expropiez acum pe mine? Există. Fântânile care au fost publice și sunt cadrate cum sunt, nu s-au apărat de aici. Și mai ales când vrei să... Domnul Martin, am ales fântână. Ești fântână mea. Veniți în ședință în Consiliul Local și o să facem o hotărâre prin care ne obligăm să-și curețe fântâna, dacă
Suntem la capitolul A. Avem apă, mulțumim lui Dumnezeu. Este la Ștefan e apă cu program, la Cosovănești este apă cu program. Bazinele noastre, Puțul, care este A, nu dovedește. De ce se mai întrerupe din când în când apa la Bridar și capul căitului pe acolo primit? Nu dovedește ce intră ta cu conductă cât se consumă. E 110, deci pompile merg non-stop, bag chiar alea de sus, mai fac pauză că se umple bazinul, dar tot am trebuit cu conduct, ce să-i facem? Tot, așa e tot ce pot să-i fac, la momentul ăsta n-am ce să-i fac. Iar câini sunt consumate. Iar surprinzător, o zi întreagă dacă merg pompile de salpări, nu scade nici atât bazinul. Deci este apă, continuu, este apă acolo. Vezi, dau întreaga adâncimea mare și noi avem și acolo, și aici de fapt. Este, dar nu face, fac ce să-i faci. Mulțumim de Dumnezeu. Dacă vedeți, dar știți când se ia, când și când curge puțin seara, dacă tu uiți că la... Multă lumea, și consumat. Vis-a-vis de când noi v-ați întrebat, că te spuneați de adis. Avem acum, o să vin cu fața noastră, la votare și nu știu la cealaltă, au apărut pe PNRR, un program cu finanțare 100% de la ei pentru platforme de selectare a gunoiului reciclat. Cu containere, cu boală, cu finanțare 100%. Este ieri, au apărut în septembrie. Primul venit, primul servit. Ne chinuim, suntem în discuții turistice cu consultanți, proiectanți, încercăm să punem această platformă pentru cea de acolo, la Butuare. Îi trebuie 2,5 hectare, 2,5 hectare de teren. În plus, de încredere când îmi încercăm să facem lucruri care sunt... Da, sunt ce lucruri care mai are de la casă. Fiecare face ce fac. Dar cu bună și șansă vedeți ca firma respectivă să-l facă. Îl face. Au fost la minister, au schimbat niște caracteristici. Problema au renunțat, din ce am văzut de la expert în prima fază, la... ca și tehnic, din ce am văzut în proiect, aveau dat să umble la toate pilele, la toate veurile alea de picioare, care sunt albe. Au renunțat la 6 din ele, au rămas până la 4, la care sunt, care au venit expert, s-au constatat că s-a afectat, și la timpan, la cap. Mereți la infrastructură. Și dacă în situația asta e de acord și constructorul și proiectantul sau... Deci aici era. Proiectantul cerea să facă, să le facă pe toate, constructorul spunea că nu e necesar și nu se încadrează și nu s-au înțeles și tot așa de 2 ani de zile stau și se bat capul. Iar noi suntem ca nici depind cum oamenii. Acum, din ultima discuție, că sper că nu ți s-au înțeles, au făcut deja documentația, am văzut partenerii, am zis la ce au anunțat și la ce au adăugat acolo. S-a făcut de el. Banii nu sunt pierduți. Ia bine. Mai aveți. La Digi, cu frate. La Digi. Cei de la Digi le-am dat o variantă. Am fost eu personal, am fost cu mine mare. Da. Am fost cu Vicile și prieteni. Le-am dat o variantă să o plăiască domnul județean. Să nu trebuiască să spartă tot asfaltul. Din cauza asta s-au făcut. Da. Și le-am primit niște drumuri, nu mai sunt bine. Cum au venit de la Adjug, la Tăgomna, pe dealul, dar au avut totul ce stă în prea pe aici, ca să nu vă trebuie să se face asfaltul, să vezi că vine plus. Gata, suntem ok. Dar de atunci n-am mai bine. Deci, soluții, astea le-am dat soluția asta. Mai bun de atât. Dacă nu mai sunt... Nu, hai să vedem alte întrebări. Să le ajută treaba cu Vasile, care e de acolo. Să-i face fără să fie... Păi nu, dar v-a luat angajamentul, dar la unul de părinți care